Bună ziua și bine v-am găsit la cafeaua de după. Eu sunt Nicu, sunt Vlad Roșu, iar el este domnul Nicu Bendea. Mulțumesc frumos, Vlad Roșu, la mulți ani și ție, la mulți ani privitorilor noștri. Apropo, până când se poate saluta cu la mulți ani, să nu zică lumea, bă, ești de rahat. Până la ziua mea. Până la ziua ta, care nu-i, așa este, după mijlocul verii. Eu cred că până la Paște te poți saluta cu la mulți ani și după aia cu la mulți bani, la la, din la, la la, la la, la la, la la, la mulți ani, să fim sănătoși. Închin în cinstea voastră o cafea. Câta cafea filmată împreună este? Cred că 40. A 40-a cafea, la mulți ani și vouă, subscriberilor. Hai mă să trecem de 13.000 cumva pe YouTube, că degeaba am 201.000 pe Facebook, că încă nu mă monetizează. Îs eligibil, dar nu mă monetizează. Ca și când ești cu o gagică, ești eligibil, so, dar numai nu să. No. Mulțumesc! La această cafea au contribuit Mircea de la Zalău, sănătate și la mulți ani, Estrada Năsăud, cine o fi, cum o fi, să-i dea Dumnezeu sănătate, Sorin Remus, Ciobi de Panglia, sănătate multă, și Akimoto. Akimoto cu KHI, nu cu K. Am crezut că e un luptător de sumo, dar să-i dea Dumnezeu sănătate pentru cafea. Unde? buymeacoffee.com/nicubendea. La mulți ani Ionilor, Ioanelor, la mulți ani. Zi-mi, Vlad, tu știi vreo melodie care să fie dedicată lui Ion? Eu nu știu numai pe Ionica Ardeleanu. Pe Ionica Ardeleanu, căruia îl urmăm și lui la mulți ani. E Ionica Ardeleanu. Păi da, că peste 1.100.000 de români poartă numele ăsta. Cel mai uzual prenume de român, Ion. Dar mai este întrebarea aia. Cum e corect? Ion sau Ion? Depinde în ce zonă a țării ești. Dar te grăbești undeva. Ion! 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 Neanelu Iliescu, Ion Iliescu sau Ioan... Gură de aur. Gură de aur. Cam toți Ionis gură de aur. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Nu știi tu melodiile astea, evergreen-urile astea. Pop românescurile astea. Folk pop music, folk cum pop zice socră mea. Atenție, astăzi nu să bea. Nu să bea mai ales vin roșu, dar s-a băut ieri bine, așa-i de bobotează. Având în vedere că acum ținem Crăciunul pe vechi pentru frații basarabeni, e permisă și câte o cinzeacă de, știți voi. Atenție, azi nu se folosește cuțitul, da? Toate lucrurile se rup cu mâna. Vasluiu s-a auzit? Da, na, râdem și glumim, dar suntem... Salutare, mei! Suntem mai pe valul 5. Eu și iarna sunt pe val. E, o, no, țucomă. Să așteaptă șamanii din Peru. Uitați de Mama Omida, Baba Vanga, Carmen Hara. Șamanii din Peru au spus că anul ăsta COVID-ul va face parte din familia noastră. Nu știu că... Ce-i? Că nu-i zăpadă. Că te râd la lacuma. Să te mir de comentarii. Să revenim la normal. În Vaslui, nu. Șamanii din Vaslui. Nu, șamanii din Peru așa au zis. COVID-ul va deveni anul ăsta membru al familiei. Deci nu o să scăpăm de el. Puneți-l la întreținere, tu, în suflet. Puneți COVID-ul la întreținere. Mai puneți-i un tacâm la masă. Plătește el, nu? Plătește el. Da, din 15 ianuarie începe valul 5, de ziua lui Eminescu, care a zis ce e val. Nu mă lua cu gestea, că nu sunt cu gestea, știi bine. Bun, ești prost, deci avem... ești prost. Ești, se vede că lucrezi cu mine, fii atent. Ce mă, că n-am zis nimic de Vaslui, ce râd? buymeacoffee.com/nicubendea. Ce e val ca valul, s-au gândit ăștia, domnul Rafila și cei de la Sănătate, să zică faptul că valul 5 o să înceapă din 15 ianuarie, aniversarea lui Eminescu, care a scris în glosă, ce e val ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate... Rece. Race. Race, bă! Deci să fim optimiști, că ci că nu scăpăm de COVID-us, penetratus, mintus, hu-hu. Asta e, măști fefe nu știu de care și se susține testarea masivă a elevilor în școli. Putem spune că la ora actuală în școală se face orice, numai școală nu. Ei, că nu mai ești tu elev, ce ușor treceai prin cele trei facultăți. Mai făceai și un liceu, mă, dacă era pe bază de COVID. Să zic că chiar m-am gândit când a întrebat de aia că putea să mă înscriu la facultate. Făceam de acasă. A, derulează, ce bani au intrat?
Nu, am zis că puteam să mă mai înscriu la facultate acum când a venit pandemia. Nu pandemia. Să vă dea Dumnezeu pandemie, nu pandemie. Cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Râsul ăsta îl tăiem și mai băgăm și în alte videouri. În Vaslui, nu. Apropo de Vaslui, Rareș Bogdan, l-ați auzit, mă, cum o cânta de Revelion la România TV. Pușcă și curea odată, el, lordul, gentlemanul politicii românești, cânta pușcă și curea odată, ce bărbat era, nicio voce. În politică e o voce, dar și acolo cântă fals. Și eu spus într-un podcast domnului Poponeț, eu spus așa, zice, băi, Poponeț, eu zic, zice, știi cine e nevasta mea? Stai ca și când ne băteam la școală, știi cine e tata? Da, mă, tată, tu-i director. Pac, luam un pumn. Zice, fiica mea e soție de, nu de milionar, sărachilor cu capa Y, sărachilor. E fiică de multimilionar. Bine, fiică viteagă, ce mai contează. În fine, că te lauzi tu că ți-ai luat nevasta de bani, gata. Bine, și eu ne-am luat soacră cu casă, dar asta e altă discuție. Și începe să-și laude soacră, că e frumoasă, că face sport, că... Așa-s papagalii. Ce ne poți spune despre nevastă ta, Vlad? Care încă nu o ai. Pe care încă nu o ai. Hai că cu gramatica ușor, ușor. Da, domnul Rareș Bogdan așa a zis. No. Și că în continuare se ocupă de soarta poporului. No, dacă nu e așa, să te lovească Flovina. Ce? Nu te uita la mine? Nici asta nu știi ce nu ai. Tu ai scris textul. Bă, nu rețin cuvintele noi, deși s-o, bă, Flurona, mă, nu Flovina, Flovina e de bine, Flurona, știi ce înseamnă Flurona? În Canada au apărut, să ai în același timp și gripă sezonieră și COVID, știi? Ca și când ai avea diaree și ai și strănuta în în Vaslui, n-a fost depistat niciun caz de Flurona, Flurona, rețineți, deci corona cu gripă sezonieră, te-ai căcat pe tine la semnal. De acolo cred că nu-i da. Flurona. Da, dragii noștri, mai trebuie să și muncim, că nu putem fi toți cu neveste, fiice de multimilionar. Și socre cu casă. Și socre cu casă în Hajuncar la TMTB. Dăm drumul la spectacole, alo? 14 ianuarie, notați-o, chiar înainte de vară am pus spectacol, că am zis, dracu, bagă ăștia val, iar ne lockdownează, fac ceva. În Cluj-Napoca, bineînțeles, de unde să începem noi spectacolul, de aici, din interiorul Arcului Carpatic, pe 14 ianuarie, de la 7:30 seara, vă aștept la spectacol. Nu pot să zic că-s glume noi, dar-s proaspete. Le-am ținut în frigider, că nu a fost zăpadă afară. În Goodfellas, cum se pronunță? Goodfellas. Goodfellas. Băieți buni, băieți de băieți, The Goodfellas, restaurant de pe Liviu Rebreanu 3 din Gheorgheni, ca punct de reper în drept sau pe lângă Interservisan. Deci dimineața mergem direct la analize, știți cum e la Interservisan, mergi pentru o problemă, îți fac toate analizele ieftin. Dar biletul este la o sumă modică, cu două cifre deocamdată, un spectacol în care... Vom spune glume alături de colegii mei. L-am și intitulat fiind Goodfellas, i-am zis Nănașu, Nicu și Fini. Finule, ești fin? Să vii. Scrii ceva. Măcar să vii, să râzi. Să... Vin să râd. 80 de lei. La 7:30 seara, Goodfellas, restaurant și pizzerie în Gheorgheni, nu Gheorgheni. Acolo e în secuime, în Gheorgheni, cartierul din Cluj-Napoca. Vă aștept la spectacole, vă mulțumesc pentru cafeaua de azi, nu uitați buymeacoffee.com/nicubendea. Vă aștept în comentarii cu sugestii și mai ales cu reclamații, că de-aia suntem români. La mulți ani, Ioanilor!